Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 250 de biciclete pentru elevii din Dofteana. Noul prefect al Bacăului este Gabriel Ilișanu. Oneștiul îl pierde pe profesorul de matematică, Sorta Gheorghe. Începând de vineri, 12 aprilie, noul prefect al județului Bacău este Gabriel Ilișanu. Asta după ce în ședința de guvern de joi 11 aprilie a fost aprobată eliberarea din funcția a lui Lucian Bogdănel. De altfel, anterior, într-o conferință de presă susținută de către Lucian Bogdănel, acesta a anunțat deja acest fapt. I-am alături de mine pe domnul președinte al Consiliului Județean, Valentin Ivancea, și doamna senator Cristina Breahnă-Pravăț, colegii mei. Așa cum a fost comunicat din anunțul conferinței de presă, subiectul acestei întâlniri cu dumneavoastră este eliberarea din funcția de prefect a ABEA. Astăzi am înaintat către conducerea Ministerului de Resort, domnului ministru Cătălin Predoiu, vicepremier în Guvernul României, solicitarea mea de aprobarea eliberării din funcția de prefect al județului Bacău, începând cu data prezentei. Această solicitare are în considerare mai multe aspecte, dar în principal o dublă responsabilitate și semnificație totodată. Responsabilitate față de lege, pentru că există exigențe legale care împiedică prefectul și subprefecții să participe la scrutin, să candideze la alegerile locale, să participe la campanie electorală sub sancțiunea demiterii din funcție, doar dacă aceștia își dau demisia cu 50 de zile, cel puțin înainte de data alegerilor. Și o a doua responsabilitate, îndrăznesc eu să spun, față de comunitatea băcăoană, pentru că, așa cum deja cred că vă este cunoscut, în cadrul adunării generale Organizației Municipale PSD, desfășurată de curând, am fost nominalizat pentru a deschide lista la Consiliul Local al PSD și pentru a fi viitorul viceprimar al Bacăului în administrația viitorului primar, sperăm noi, al municipiului Bacău, domnul Valentin Ivancea, actualmente președinte al Consiliului Județean. Poate vi se pare că e un gest mai puțin întâlnit acesta de a renunța la o funcție importantă, funcția de prefect al județului Bacău, dar eu vă asigur că pentru noi, cei de față și pentru organizația politică pe care o reprezentăm, acest gest este întâi de toate un act de responsabilitate față de comunitatea noastră și un act care denotă, cred eu, dacă mai există semne de întrebare, faptul că tratăm cu foarte mare seriozitate municipiul Bacău, problemele municipiului Bacău, iar Partidul Social Democrat vine în cursă cu cei mai importanți oameni la nivelul municipiului Bacău în acest moment. Cei doi colegi pe care i-am în dreapta și stânga mea sunt doi colegi care fac performanță în funcțiile în care se află și care pot oricând alinia în dreptul bilanțului activității dumnealor o listă întreagă de realizări care să-i recomande în ochii electoratului. Sunt onorat de faptul că Partidul Social Democrat m-a nominalizat pentru a deschide lista de consilieri locali în echipa viitorului primar Valentin Ivancea. Cred că este o recunoaștere a faptului că în ultimii doi ani mi-am făcut datoria în funcția de prefect al județului Bacău, dar cred că e și mai important faptul că și o recunoaștere a faptului că alături de Valentin Ivancea alcătuim un redutabil tandem politico-administrativ
și la care s-a alăturat candidata noastră la funcția de președinte al Consiliului Județean, doamna senator Breahnă Pravăț, și cred că în această formulă, în această tripletă, suntem capabili să oferim Bacăului soluția de care municipiul Bacău are în acest moment nevoie. Și suntem capabili să obținem girul băcăuanilor în data de 9 iunie. Aș vrea să trec în revistă foarte pe scurt câteva considerații privitoare la activitatea mea de prefect din cei 2 ani și 3 luni. Am căutat, vă spun, în funcția de prefect să reabilitez prestigiul acestei instituții. Nu mă feresc să o spun, un prestigiu știrbit de prestația mai degrabă mediocră a predecesorilor mei care s-au succedat după 2020 la conducerea instituției și care, din punctul meu de vedere, nu au reușit niciodată să iasă din logica unei sinecuri politice. Funcția de prefect nu este o sinecură politică și cred că, într-o oarecare măsură și cu sprijinul celor doi colegi ai mei aici de față, dar mai ales a președintelui Consiliului Județean, Valentin Ivancea, a cărui mână de ajutor la preluarea mandatului a fost una ca o gură de aer, venită la momentul oportun. Ei bine, împreună cu cei doi colegi ai mei și prin munca pe care am depus-o, cred că am făcut astăzi din instituția prefectului o instituție respectată în județul Bacău și care nu-i luată în derâdere în județul Bacău. Las în urmă o instituție bine așezată în coperțile politico-administrative ale atribuțiilor conferite de codul administrativ și de Constituția României, dar și o instituție care are în implementare un proiect de 10 milioane de euro, constând în consolidarea și reabilitarea Palatului Administrativ, fonduri obținute prin PNRR și un proiect care se află în acest moment, chiar acum când vorbim, în etapa evaluării ofertelor depuse în cadrul licitației și a stabilirii într-un orizont rezonabil de timp de aici înainte, a unui câștigător al licitației de construire, execuție a lucrărilor de reabilitare și consolidare a acestui palat administrativ, o clădire emblematică a municipiului Bacău, după cum foarte bine știți. Pentru mine personal se încheie o etapă politică și administrativă, dar se deschide o altă etapă, dragi colegi, o etapă spre care eu privesc cu optimism, pragmatism și cu convingerea că împreună cu colegii mei aici de față vom oferi soluția de care municipiul Bacău are nevoie, soluția administrativă pentru un oraș care trebuie stopat din prăbușirea în care se află, readus pe linia de plutire și, așa cum am mai spus și altă dată, avem în candidatul la funcția de primar al municipiului Bacău un om cu mână fermă și care va prelua cu fermitate manșa municipiului Bacău și îl va readuce nu doar pe linia de plutire, ci în urcarea de care avem nevoie cu toții. Alături de Lucian Bogdanel în conferința de presă a mai fost Cristina Breahnă Pravăț, dar și Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău. Astăzi, prin demisia domnului prefect înaintată către domnul ministru, arătăm în primul rând și colegul meu, Lucian, arată responsabilitate și determinare. De asemenea, faptul că într-o funcție administrativă, cum este instituția prefectului, cum e calitatea de prefect, în mod evident cunoști, te ciocnești cu toate problemele existente, atât la nivelul județului, dar mai ales la nivelul municipalității. Eu îl felicit pentru activitatea de 2 ani de zile pe care a avut-o, care n-a fost simplă, care a fost plină de încercări și vorbesc în cunoștință de cauză, nu doar prin prisma faptului că am avut o perioadă relativ scurtă funcția de prefect și de subprefect și știu cu ce provocări te ciocnești atunci când ai această funcție, știu ce înseamnă această responsabilitate și mai ales prin prisma faptului că am colaborat într-un mod permanent de-a lungul timpului și știu că tot timpul trebuie să fii prezent, prezent în județ, prezent în municipiu și prezent pentru problemele cetățenilor. Asemenea,
poate părea pentru adversarii noștri politici poate un semnal care ar trebui să-i pună pe gânduri. Și anume semnalul responsabilității. Având în spate o experiență administrativă, într-adevăr am lucrat cu Cristina cred că 3 ani, dacă nu mă înșel, ea în calitate de directoră CPI și știți ce problematică are CPI-ul și eu în calitate de subprefect sau în calitate de prefect. Asta înseamnă că venim cu un bagaj administrativ extrem de important, pentru că tratăm primăria cu maximă seriozitate. De fapt, primăria în sensul instituției, dar cred că primăria în sensul cetățenilor din municipiul Bacău. Îi transmitem și noi mult succes lui Gabriel Ilișanu, noul prefect al județului Bacău. Oneștiul îl pierde pe profesorul de matematică Sorta Gheorghe. Oneștiul este în doliu. Vestea tristă a trecerii în neființă a respectatului profesor de matematică Sorta Gheorghe a produs un joc în comunitate. Cu o carieră dedicată învățământului și o pasiune fără margini pentru disciplina sa, Sorta Gheorghe a lăsat o amprentă profundă în sufletele elevilor și colegilor săi de-a lungul anilor. Cu tristețe și recunoștință, comunitatea profesorilor, dar și a elevilor, își amintește de un mentor dedicat, un profesor devotat, un om deosebit. Sorta Gheorghe a reușit să inspire generații întregi de elevi, transmițându-le nu doar cunoștințele matematice, ci și valori precum perseverența, corectitudinea și pasiunea pentru învățare. Cu o prezență impunătoare în sălile de clasă și o abilitate rară de a explica concepte complicate în mod accesibil, Sorta Gheorghe a fost unul din cei mai apreciați și iubiți profesori din Onești. Generații întregi de elevi își amintesc cu afecțiune de lecțiile sale memorabile și de implicarea sa neobosită în dezvoltarea lor academică și personală. Pe lângă activitatea sa didactică, Sorta Gheorghe a fost și un coleg devotat, dispus să ofere un sfat înțelept sau o mână de ajutor în momente dificile. Atmosfera de colegialitate și colaborare pe care a promovat-o în cadrul instituțiilor de învățământ din Onești va rămâne o parte integrantă a moștenirii sale profesionale. Cu toții își exprimă regretul profund pentru pierderea unui asemenea om remarcabil și aduc omagii sincere memoriei sale. Într-un gest de respect și recunoaștere a contribuției sale la educație și formarea tinerilor, comunitatea își amintește cu drag de profesorul Sorta Gheorghe și de impactul său asupra învățământului oneștean. La școala gimnazială Scarlat Longhin din Dofteana au fost distribuite către elevii școlii și structurile acesteia un număr de 250 de biciclete în cadrul proiectului național Pedale Salvatoare. Noi suntem de la Asociația Pastel, suntem o organizație non-profit care face proiecte lunare. Sloganul nostru este nici o lună fără o faptă bună. Și în fiecare lună încercăm să aducem bucurie în diverse domenii, cum ar fi sănătate, mediu, educație, incluziune socială. Astăzi suntem la a treia ediție a proiectului Pedale Salvatoare, proiect în care vom oferi biciclete copiilor din cadrul acestei școli și școlile aferente, anexate școlii principale. Vom oferi aceste biciclete pentru copii, elevii care nu au cu ce să ajungă la școală. Suntem bucuroși că putem să facem o diferență și că putem să-i sprijinim și că putem să punem puțin umărul în a avea acces la educație alături de partenerul nostru și sperăm că astăzi să fie un succes. Știm că ne așteaptă, ne-am pregătit, lucrăm de foarte mult timp la acest proiect. Este un proiect de care suntem foarte mândri și abia așteptăm să trecem la treabă astăzi. De ce Dofteana, bănuiesc, a desfășurat activități similare în mai multe localități? Unde și de ce Dofteana astăzi aici? Este a 5-a localitate, aici pentru că sunt mai mulți elevi care au nevoie de sprijinul nostru. Există microbuze pentru cei mici și atunci sprijinul trebuie să vină pentru copiii care își vor continua studiile chiar și după clasa 8-a, pentru că cel mai apropiat liceu este la 10 km și atunci trebuie să le susținem educația pe termen mediu și lung. Felicitări pentru inițiativă, este un lucru remarcabil și faptul că vă alăturați actului educațional, de fapt susțineți desfășurarea actului educațional. Cum găsiți copiii din Dofteana, așa ca și pe final de interviu? Nerăbdători și bucuroși, entuziaști, sunt foarte fericiți, iar noi ne încărcăm cu lucruri de genul acesta în implementări, să fim alături de copii este minunat.
Acest proiect cu rol de intervenție comunitară pentru reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar este inițiat de către Asociația Pastel, în parteneriat cu Școala Gimnazială Scarlat Longhin Dofteana, coordonator local Țifre Alenuța, mediator școlar și profesor de religie. Primăria Comunei Dofteana, reprezentată de primarul Ioan Bujor, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Județean de Resurse Asistență Educațională Bacău. Noi, Primăria Comunei Dofteana, suntem în partener cu această asociație pe care ați văzut-o și dumneavoastră, numită Pastel România, care ei sunt din București și la rândul dumnealor au un sponsor, Societatea Comercială Carrefour, și mai sunt câteva societăți și nu aș vrea ca să le spun în numele, întrucât sponsorul principal este Carrefour România. Deci acest proiect pe care dumneavoastră l-ați văzut, care noi suntem în parteneriat cu școala, cu Asociația Pastel, care Asociația Pastel au condus proiectul respectiv, s-a stabilit că ne vor da 236 de biciclete, dar faptul că au vizualizat toate drumurile județiene, drumul național, drumurile de utilitate comunală din localitatea noastră, au ajuns la concluzia să ne mai dea peste cele 236 încă 14 să facă 250. La nivel de România suntem 4 localități printre care am beneficiat de acest proiect, dar acest proiect noi am fost pe locul întâi, nouă ni s-a dat din 400 de biciclete, ni s-a dat 259, celelalte le vor împarte la alte localități care sunt subclasate sub Primăria Comunei Dofteana. Noi, Primăria Comunei Dofteana, în baza unei hotărâri a Consiliului Local, am hotărât să asigurăm materialele necesare pentru rastelele de biciclete, care aceste rastele vor fi construite. Primul model a fost făcut de către angajații contractuali a Primăriei Comunei Dofteana și vor continua să le construiască acei fochiști și muncitori contractuali de la Școala Scalar Login Dofteana, că slavă Domnului sunt mulțișori, inclusiv cu sprijinul nostru, pentru că acum le-au venit stocurile de lemne și o să-i ajutăm și cu noi în mare măsură ca să le finalizeze cât se poate de repede, dar la ora actuală deja avem o parte din ele construite. Domnule primar, constat că Dumnezeu iubește mult copiii acestei localități pentru că, iată, un ajutor nesperat, o susținere pentru a avea, să zicem, ajunge la actul educațional în condiții bune, în condiții sigure. Era și microbuzul școlar, dar această modalitate și prin oferirea acestor biciclete este mai mult decât o susținere. Sigur că da, doamna, știm cu toții și toți am studiat Biblia, viața este un dar de la Dumnezeu. Darul de la Dumnezeu și binecuvântarea de la Dumnezeu a venit ca eu să fiu conducătorul acestei comunități, ales de către majoritatea cetățenilor din Dofteana, și prin darul de la Dumnezeu, faptul că eu sunt astăzi în localitatea care mă aflu și conduc, am avut o relație cât se poate de bună, atât cu această asociație numită Pastel, cu conducerea școlii, din școlilor, să spunem așa, din toată localitatea, cu toate cadrele didactice, am pus umărul împreună cu dumnealor și rezultatele se văd, după cum observați și dumneavoastră. Deci există o gură de oxigen, această bicicletă care o primește fiecare copil, dar criteriile au fost fixate de către Asociația Pastel, pentru că dumnealor prima dată au fixat niște criterii, apoi s-au gândit iarăși la alte criterii, vrea să nu le dea la cei de clasa 8, apoi au stabilit între clasa 4 și clasa 7 și apoi clasa 8. Deci cu privire la repartizarea lor, eu ca primar a Comunei Dofteana nu m-am implicat, că nu era deci treaba noastră. Probabil vor fi și nemulțumiți, pentru că nu-i poți mulțumi deci, pe toți, dar repartizarea lor nu-mi aparține. Elevii beneficiari au fost selectați în baza unor criterii bine stabilite de către Asociația Pastel, împreună cu reprezentanții unității de învățământ. Bicicletele au fost primite cu titlu gratuit, nefiind percepute niciun fel de taxe. Beneficiarii au mulțumit sponsorilor, fără de care acest proiect nu ar fi fost posibil. Ne bucurăm tare mult că astăzi avem ocazia să le oferim acestor copii minunați 250 de biciclete, prin care să îi ajutăm să ajungă mai ușor la școală, pentru că, din păcate, pentru mulți dintre aceștia, distanțele de acasă până la școală sunt adevărate călătorii dificile. Bicicletele acestea pe care le oferim astăzi pentru noi reprezintă mai mult decât un mijloc de transport, sunt chiar un simbol al dorinței noastre de implicare și al angajamentului pe care noi ni-l luăm pentru susținerea educației,
și pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitățile defavorizate. Este remarcabil, senzațional ce aș putea spune că se întâmplă, dar bănuiesc că nu sunteți la prima acțiune de acest fel. De ce Dofteana azi și câte astfel de acțiuni ați mai făcut? Sunt foarte multe acțiuni pe care noi le desfășurăm în fiecare an pentru susținerea comunităților defavorizate. Avem o politică de solidaritate și sustenabilitate axată pe trei piloni principali de acțiune: educație, comunitate și mediu, pe fiecare dintre el cu proiecte dedicate pe care le susținem pe termen lung. Deci Dofteana este o comunitate foarte mare, este o școală mare care primește copii din foarte multe comunități din împrejurime, din zonă, iar așa cum spuneam, din păcate sunt extrem de mulți copii care sunt nevoiți ca să parcurgă distanțe lungi până la școală, iar împreună ne dorim să reducem abandonul școlar până la urmă. Cu alte cuvinte, puneți umărul la susținerea actului educațional și de ce nu pentru un viitor mai bun, pentru că tinerii reprezintă viitorul nostru de mâine. Tinerii reprezintă viitorul nostru de mâine, iar toți acești copii minunați pe care îi avem astăzi în jurul nostru, pentru noi sunt adevărate modele de curaj și de perseverență. Așadar, ne bucurăm tare mult că astăzi avem ocazia să facem parte din călătoria lor. Cu ocazia implementării acestui proiect, Primăria Comunei Dofteana a achiziționat materialele necesare pentru realizarea de rastele pentru biciclete. Acestea au fost realizate de către angajații auxiliari ai școlii și angajații contractuali ai primăriei. Le transmitem și noi elevilor să le stăpânească sănătos și să le țină fără incidente. Țin să felicit și eu conducerea Primăriei Dofteana pentru implicarea în acest proiect, alături de Fundația Pastel și alături de sponsorul principal Carrefour România, proiect prin care 250 de copii ai comunei beneficiază de o bicicletă oferită gratuit, o bicicletă care va face ca toți copiii beneficiari acestui proiect să se dezvolte frumos, să se dezvolte sănătos. Un lucru remarcabil, de altfel, evenimentele frumoase parcă s-au adunat așa, am înțeles de la domnul primar că urmează o primăvară cu multe evenimente, mai ales că bate la ușă și ziua copilului, chiar dacă e campanie electorală, totuși ziua copilului va rămâne ziua copilului. Da, într-adevăr, la Dofteana se petrec lucruri frumoase și cred că și 1 iunie, de ziua copilului, chiar dacă, cum spuneați dumneavoastră, ne aflăm în campanie electorală, aici în Dofteana se vor desfășura activități atractive și îl îndemn pe domnul primar, ținând cont că este beneficiarul acestui proiect frumos, să organizeze o competiție de biciclete și aici îl sfătuiesc să ia legătura cu cei de la Clubul Municipal Moinești, club sprijinit de fiecare dată de Consiliul Județean Bacău, în vederea organizării unei acțiuni pentru copii cu ocazia zilei lor de 1 iunie. Am remarcat că în calitate de consilier județean ați fost nu mereu aproape, 99,99% din timp ați fost așa pe teren, alături de domnul primar și de comunitatea dofteană. Da, într-adevăr. În calitate de consilier județean am ales să fiu alături de locuitorii comunei Dofteana și nu numai, ci pe toată Valea Trotușului, de la Ghimeș până la Onești. Sunt aproape de toți primarii și de toate comunitățile pe care dumnealor le păstoresc, pentru că numai așa, fiind aproape de oameni, le înțelegem nevoile și încercăm pe cât posibil să le fim aproape și să le rezolvăm aceste nevoi. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 13 aprilie, cel va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 9 grade Celsius. Duminică 14 aprilie, cel va fi senin. Vom avea parte de soare pe tot timpul zilei. Maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 13 grade Celsius. Luni 15 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 14 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.